Bună ziua, dragi păfticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi vom pregăti pește la grătar, dar pe lângă această rețetă vom mai pregăti și cartofi îngeratic și o salată colorată. Hai să trecem la treabă! Mai întâi de toate o să vă arăt cum pregătesc cartofii. Pentru aceasta voi rupe folie de aluminiu, o bucată. Pun cartoful pe ea și îl tai în două. Este foarte important cartoful să fie bine spălat, dar dacă doriți puteți și să-l curățiți de coajă. Mie îmi place așa. În interior, în acest buzunăraș, pun usturoi, câteva felii, așa. Acopăr cu puțină sare, torn puțin ulei de măsline și îmbelesc cartoful. Toți acești cartofi îi pun în jăratic și vor fi gata odată cu peștele. Aranjez cartofii în jăratic și în așa fel ei se vor găti. Acum o să mă ocup de pește. În acest mojar o să pun ardei chili. Deja acesta este opțional, dacă nu iubiți iute, puteți să-l excludeți. Câteva felioare de usturoi, sare, piper. Tot aici pun rozmarin proaspăt. Așa. Și încep să mărunțesc totul. Cam totul se duce la vale, așa că o să-mi iau mojarul și pistilul jos, pentru că am nevoie de mai multă putere să mărunțesc. După cum vedeți, am primit o pastă foarte aromată și aici o să torn ulei de măsline. Vă dați seama ce arome va avea peștele. Acum voi pune în burtica peștelui mărar, pătrunjel și rozmarin. Tot acest buchetel merge în burtica peștelui. Așa. Tot aici voi pune câteva felii de lămâie. Acum o să ung peștele cu această pastă care am făcut-o cu ajutorul mojarului și pistilului. Așa. Și o să lung pe toată suprafața cu această pastă. Așa, și pe o parte și pe alta. Și acum voi pune peștele pe grătar și îl voi încoace până ce se va rumeni frumos. Înainte să întorc peștele, o să scot cartofii, deoarece deja sunt gata. Întorc peștele înapoi pe grătar și o să-l întorc. În câteva minute peștele va fi gata, iar între timp o să pregătesc o salată delicioasă din roșii, rucola și spanac. Mai întâi de toate o să tai roșiile. Pun roșiile într-un bol. Desigur că trebuie să mai cadă câteva pe alături. Și vom avea nevoie și de o ceapă roșie. O să o tai felii, subțiri. Pun ceapa peste roșii. Și o să tai un buchețel de rucola.
voi mai tăia și un buchețel de spanac. Pun verdeața de asemenea în bol. Și acum o voi condimenta cu puțină sare, piper negru, torn puțin oțet balsamic și ulei de măsline. Și o să încerc să amestec fără să dau pe jos. Mut salata în altă farfurie pentru a ieși mai frumoase pozele. Peștele este gata și am pus alături cartofii copți, sunt foarte moi și acum o să-i gust. Mai întâi de toate vreau să gust peștele, să văd ce arome are. Așa. E foarte delicios. Foarte bun. Și să-i iau și un cartof. Cât este de moale, de cremos și usturoiul este perfect. Sper să vă placă rețeta noastră de astăzi și nu uitați că o puteți găsi pe site-ul nostru oficial valeriesfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!